Bună ziua, Sami! Bună ziua, Cleo! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua tuturor! Bună Allora, ziua tuturor! Sami, raccontaci un po', dacci i punti di riferimento per la tua sessione. Sami, spune-ne care sunt punctele de referință pentru sesiunea ta. În primul rând, sufăr de o frică de orice, ce îmi provoacă des atacuri de panică și insomnii. Temo di qualsiasi cosa e spesso mi causa attacchi di panico e insonnia. Iar luna trecută am avut o infecție în intestinul gros. Il mese scorso ho fatto un'infezione al colon. Una Și che? acest lucru. Colon, Un'infezione? infezione. Infezione, un microb, da? Și acest lucru mi-a declanșat o criză de anxietate cu atacuri de panică aproape în fiecare zi. E questa cosa, per colpa di questa infezione, ho sviluppato dei attacchi di panico e ansia quasi ogni giorno, Insomnii, e anche insonnia. da. Și acest lucru m-a decis să apelez la dumneavoastră. E questa cosa mi ha fatto richiedere una sessione. Punctul 2, am deseori vise legate de moarte, de cimitire. Spesso ho dei sogni legati alla morte o dai cimiteri, Asta de când eram mic. da quando ero piccolo. Așa. În al treilea punct, nu am avut nicio relație serioasă cu o fată până în prezent. Non ho avuto mai un rapporto serio con una ragazza finora. Și mi s-a spus că s-ar putea să fie un blestem din familie, din partea mamei. Mi hanno detto che potrebbe essere un best una bestemmia, dal blestem, Sì, una bestemmia? un Ok. male bestemmia dalla famiglia della mia madre. Di cosa sta parlando? Maledizione, scusate, No, una vabbè, questo. maledizione. No, questo. Vedremo quello che esce dall'ipnosi. Non No, ci contaminiamo con quello che hanno detto gli altri. no. Așa mi Vom s-a vedea spus. ce iese din ipnoză, să nu contaminăm sesiunea cu ceea ce ți-au spus ceilalți. Da, ok. Da. Așa. Mă simt blocat în tot ceea ce vreau să întreprind, iar oamenii fug de mine și nu am niciun prieten. Mi sento bloccato in tutto ciò che voglio fare e la gente scappa da me, non ho dei amici. Mă simt blocat și de mama, de bunica. Mi sento bloccato dalla mia madre e anche dalla mia nonna. Am mari probleme financiare în prezent. Ho grandi problemi finanziari adesso. Și tot așa, de când eram mic, nu mi-am găsit locul pe acest pământ. Ca oraș, ca țară, nu mi-am găsit calea în viață, în carieră. Non sono riuscito a trovare il mio posto su questa terra, come una città, un paese. Non riesco a trovare la strada nella vita o nella professione. Sunt foarte sensibil, fisic și psihic. Sono molto sensibile anche dal punto di vista fisico, anche psichico. Supărăcios, n-am încredere în mine însumi. Divento, non ho fiducia in me stesso e sono molto, scusatemi, non mi viene la parola, mi arrabbio subito, Irascibile. Da. irascibile. Mai mult ca sensibilitate, adică afectată de cuvintele celorlalți. Sono molto sensibile alle parole degli altri. Așa. Tot luna trecută, în timpul crizei, în acea perioadă, m-am simțit consultat noaptea în somn cu o lanternă în ochi. Il mese scorso, quando avevo quella infezione, durante la notte mi sono sentito investigato e ho sentito come avere una torcia nei miei occhi, una luce forte. Iar vinerea trecută, când am făcut un test de inducție, Il venerdì scorso, quando ho fatto un test di induzione. am văzut o persoană care ardea pe un rug. Ho visto una persona che era bruciata
su un rugo. Da. Iar în noaptea următoare am visat că intram într-o cameră și mi s-a spus o voce demonică: ieși afară. Poi ho sognato anche di entrare in una stanza e una voce demoniaca mi ha detto esci fuori. Așa. Iar din punct de vedere al sănătății, E dal punto di vista della salute, am o căldură excesivă în corp. sento un calore eccessivo in corpo. Înghit foarte greu mancarea, Ho una deglutizione difficile. alergie la polen. Allergia al polline. La fel de când era mic, infecții la amigdale din 8 în 8 ani. Poi da quando ero piccolo ho delle infiammazioni delle tonsille che appaiono circa 8 anni, ogni 8 anni. Probleme cu dinții, carii de 2 ori pe an. Problemi con i denti. Ho delle carie dentare 2 volte all'anno. Așa, o ușoară anemie. Un'alevia anemia. Probleme cu inima, adică palpitații, aritmie, tachicardie. Dei problemi al cuore, palpitazioni, aritmia e tachicardia. Și am senzația că sufăr de o boală de inimă, deși analizele ies în regulă. Ho la sensazione che ho una malattia di cuore, anche se le mie analisi sono buone. Nisip larinichi, ar mai fi Sabbia renale? vesica biliară sensibilă, Vescica biliare sensibile? balonări frecvente. Am senzația, mai ales acum în ultima lună, ca și cum aș avea un balon în burtă, care mă trage în sus. Anche dei gonfiori sento in modo speciale nell'ultimo mese che sono molto gonfio. Așa, mă lovesc de diverse obiecte în casă. Poi frequenti colpi quando sto facendo delle cose in casa, Și ultima, pe partea de sănătate, de acum 2 ani, mă simt foarte afectat de undele Wi-Fi. E da 2 anni sento che sono molto influenzato dalle onde wifi. Dureri de cap, parcă mă deplasează de pe loc. Sento, ho dei mal di testa e mi sento Și spostato da un posto all'altro. asta, cum aș putea să mă protejez sau cum ce se poate face? Nu știu, asta ca Vorrei sapere cosa, in che modo mi posso proteggere o cosa posso fare. atât. Vabbè, vediamo se c'è una casa esoterica, tutti questi malanni. E ci Se lavoriamo. merge sa vedem dacă există o cauză esoterica pentru toate aceste probleme. Mettiti comodo. Lasciate comod. Ci începem. Adesso, Sammy, conto prima da 10 a 1 solamente e ti rilassi. Sami, voi numera doar de la 10 la 1, iar tu te vei relaxa.
7. 7. Volume bassissimo, Cleo. Forse lo deve avvicinare più alla bocca. Adesso conto da 1 a 3. Acum, număr de la 1 la 3. Mentre conto, vai ad un ricordo o ad un sogno. În timp ce număr, mergi la o amintire sau la un vis? Uno. Uno. Due. Doi. Stai ricordando. Ce ti amintești? Deocamdată nu mi-apare nimic. La adesso non vedo nulla. Continuo con l'induzione più lunga. Continua cu inducția mai lungă. 10. 10. Senti il tuo corpo che si rilassa sempre di più ad ogni tuo respiro. Senti un corpo ci si relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirație.
E senti il tuo corpo appesantirsi sempre di più ad ogni mia parola. Simți cum corpul ți se îngreunează din ce în ce mai mult cu fiecare cuvânt al meu. Questa pesantezza cominciare dai piedi. Simți cu această greutate, începe să-ți cuprindă picioarele. Questa pesantezza arrivare alle ginocchia. Simți cum această greutate ajunge până la genunchi. Questa pesantezza arrivare al bacino. Simți această greutate cum ajunge până la bazin. Le tue gambe. E simți gambele. Scufundându-se. La tua schiena sprofonda, pesante. Spatele tău se scufundă greoi. Il tuo ventre sprofonda, pesante. Abdomenul tău se scufundă greu. Il tuo petto pesante. Simți ieptul greu. Brațele ti se scufundă greoaie. Se scufundă greu.
pesante. Adesso conto da 1 a 3. Con numero della 1 alla 3 Mentre conto, vai ad un ricordo o ad un sogno. andiamo c'è numero mergi la mentire solo un vis. În timpul inducției am văzut chipul unei fete îngrozită. Durante l'induzione ho visto il viso di una ragazza spaventata. C'è o față plină de groază, îngrozită de ceva. Un viso con un'espressione molto spaventata. Și era noapte. Ed era durante la notte. Come Doar atât mi-a apărut. vestita questa ragazza? Come è imbracata questa fatta? Ho Io ho visto solo faccia. Come visto solo il viso. in viso? Descrimila. Descrivi in faccia. Una fatta tenera. Una ragazza giovane. Și speriata de parcă urma să-i se întâmple ceva rău. È spaventato come se qualcosa di male dovesse capitarsi. Chi? In quale luogo si L'immagine trova? mi ha disperuto. Mi ha disperuto l'immagine, non ha durato Poi l'immagine è sparita, non è durata molto. Devi tornare a quell'immagine. Devi essere attento alla tua immagine. E mi descrivi come è in volto. Scim descrivi faccia a lei. O fată tânără, piele albă, Una ragazza giovane con la pelle chiara, una ragazza normale. obișnuita. Chiedile mentalmente come si chiama. Întreabă mental cum se numește. Mi-a venit și în timpul inducției numele de Clara. Mi è venuto anche durante l'induzione il nome Clara. Chiedi a Clara se posso parlare con lei. Entriamo per Clara da capo se vorbe squia. Questa immagine è destul de ca un fel de poză. È un'immagine che assomiglia a una foto. Mi fai parlare con lei? Ma l'arsa vorbe squia. Sì? Da. Sì. Clara. Clara, mi senti? Clara, ma oggi? Clara, Da. Sì. come stai? Come ti senti? Bene. Bene. Tu ti ricordi di me? Ti ammettesi di mine? No. No. Ti ricordi di Sammy? Ti ammettesi di Sami? No. No. Dove ti trovi adesso? Unde te găsești acum? È un campo. Su una pianura. Ce Cosa fai lì? faccio acolo? Non stiu. Non lo so.
Come ti senti? Cioè, sei... Ti senti tranquilla lì in quella pianura? No. Non te senti liniștita acolo pe campie? No. No. E perché mi hai detto allora che ti sentivi bene? Cioè, atunci de ce mi hai spus che te simțeai bine? Nu știu ce se întâmplă cu mine. Non lo so, non so cosa succede con me. Faccio tutto con Sammy, tu rimani lì. Io voi faccio, voi continuo con Semi, tu rimani quello. Sammy? Da. Sammy, andiamo a vedere come è morta Clara. Se mettiamo a vedere come ha morito Clara. Cosa vedi? Ce vedi? Nu mi apare nimic. Legătura cu Clara a fost numai în acel moment. Non mi viene nulla, il collegamento con Clara è stato solo in quel momento. Torna a quel momento, torna lì. Intorcetela a quel momento. Da. Dimmi se Clara ha un corpo fisico sulla Terra. Spunem dacă Clara are un corpo fisico pe pământ. Da, este întrupată și parcă urmează să se întâmple ceva rău. Sì, è incarnata e mi sento che è possibile che le succeda qualcosa di male. Quanti anni ha sulla Terra? Quanti anni ha pe pământ? 25-26. 25-26. Dove vive? Unde trăiește? Non so mai molte. Non so di più. Osserva se in qualche maniera è legata a te. Vedi dacă într-un mod sau altul este legată de tine. Ce o observ este parcă se uita îngrozită înspre mine. Quello che ho notato era che guardava terrorizzata verso di me. Parcă eu urma să-i fac ceva, dar nu pot să-mi dau seama. Come se io gli facevo qualcosa di male, ma non riesco a capire. Bene, di a Clara di uscire dal tuo corpo e di presentarsi davanti. Spune Clary se esce di corpo il tuo e se si presenta in faccia a te. Mi dice da dove la senti uscire. Spui de unde simți că iese. Mi-a mai apare în minte o altă imagine. Parcă o dă la o parte pe aceasta cu Clara. Imaginea, visul pe care l-am avut, acela cu camera în care intram. Adesso mi viene un'altra immagine che si soprappone a quella di Clara e quell'immagine che ho avuto in quel sogno con la stanza. Cioè, dimmi cosa succede esattamente. Spunem ce s-a întâmplat mai exact. Deci sunt într-un hotel. În anii, în secolul trecut, secolul, la începutul secolului 20. Sono in un albergo, sono in secolo passato, 20, 19, 20, inizio 20. Și este ușa deschisă spre o cameră. C'è una porta aperta verso una stanza. Numărul camerei este 410. Il numero della stanza è 410. Și camera este foarte bine ordonată. La stanza è molto, molto pulita, molto. Luminosa. Osserva se in questo sogno c'è pure Clara. Osserva dacă în acest vis este și Clara. Pe masa din cameră este o fotografie în care apar mai multe persoane. Sul tavolo in quella stanza c'è una foto dove ci sono più persone.
dar nu-mi dau seama dacă este și Clara. Ma non riesco a rendermi conto se c'è anche Clara tra di loro. Osserva se Clara è lì in quell'epoca. Observa dacă Clara este acolo în acea epocă. Parcă ar fi o legătură, dar nu o văd fizic acolo. Sembra că c'è un collegamento, ma non la vedo fisicamente lì. Che succede in questo sogno? Continua. Ce se întâmplă în acest vis? Continuă. Lângă această cameră era o persoană care se ocupa cu exorcizări. Vicino a questa stanza c'era una persona che faceva degli esorcismi. Și erau niște polițiști sau soldați. C'erano anche dei poliziotti o dei soldati care anchetau zona, che stavano investigando quella, in quella zona. Și erau în fiecare cameră în acel hotel. E in ogni stanza in quell'albergo asistente cam ca pe vremea războiului, primul război mondial. C'erano delle infermiere come quelle che c'erano nella seconda guerra mondiale. Și dar n-aveau legătură cu această cameră. Această cameră era separată. Ma non c'entravano con questa stanza. Questa stanza era separata. Vai ad un momento importante in questo sogno. Mergi a un momento importante in acest vis. Che succede? Ce se întâmplă? Momentul când intru în cameră. Il momento quando entro nella stanza. Sì. Mă simt bine aici. Mi sento bene qua. Îmi place că e o cameră luminoasă. Mi piace che è una stanza che ha tanta luce. Dar totuși parcă n-ar fi a mea. Parcă nu e totuși locul unde locuiesc. Sembra che non è la mia stanza, non è la stanza dove abito io. Va bene. Adesso torniamo qua quando ne abbiamo bisogno. Ne vom întoarce aici atunci când va mai fi nevoie. Adesso esci fuori dal sogno. Ieși din afară, ieși din vis. E adesso conto da 1 a 3 e a 3 vai alla causa dei tuoi attacchi di panico. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 tu vei ajunge la cauza atacurilor tale de panică. 1 1 2 2 3 3 Mi simt foarte înfricoșat. Mi sento molto impaurito. Parcă nu mă pot mișca. Sembra che non mi posso muovere. Și parcă aș fi într-o apă legat. E mi sembra che sono in acqua e sono legato. Osservati da fuori dal corpo, qualche metro dall'alto. Observate din afara corpului, privește-te cam de la un metru înălțime. Da, chiar așa m-am și văzut la distanță. E così come così mi sono visto da lontano. Beh. Che anno è? Ce an suntem? Mi apare. 1439. Bene. Cosa sta succedendo? Come ti chiami? Ce se întâmplă? Cum te numești?
Cum zice? Mi apare Luigi. Mi viene Luigi. Câți Quanti anni hai, Luigi? anni hai, Luigi? Parcă sunt de aceeași vârstă cu cea de acum. Sembra che ho la stessa età come adesso. Cosa succede? Raccontami. Che si intampla? Povestescemi. Parcă am fost pedepsit pentru ceva și aruncat în această apă. Sembra che sono stato castigato e sono stato buttato in questa acqua. Pedepsi Castigato da chi? de către cine? De o mulțime de oameni. Da una folla di più persone. Perché? Cosa hai fatto? De che? Ce hai fatto? Luigi? Beh, Non stiu. non lo so. osserva quello che ti succede. Observa ce ti si intampla. Parcă mă annec cu acea apă. Sembra che mi sto annegando in quell'acqua. Osserva Bene, osserva se muori. dacă mori. Luigi. Simt în burtă, parcă se umflă burta. Sento nell'addome qualcosa, sembra che mi gonfio. Osserva se muori. Osserva dacă muori. Da. Sì. Beh. In quale stato d'animo sei quando muori? Non c'è stare di spiriti esci quando muori. Ingrosito. Terrorizzato. Beh, quando muori da quale parte del tuo corpo esci? Quando muori, in che parte a corpo tuo esci? In gura. Beh, Dalla bocca. dove vai quando esci? Unde mergi când ieși? Sunt lângă corp. Sono vicino al corpo. Adesso che sei fuori dal corpo, avanza nel tempo fino ad un momento importante dove succede qualcosa. Acum che esci din corpo, avanzează până la un momento importante, când se întâmplă ceva. Sunt iar pe acea câmpie, noaptea. Sono di nuovo su quella pianura di notte. Non è nimeni in giro meu. Non c'è nessuno intorno. Sei su quella Da. pianura dove c'era Clara? Ești su, per aceeași câmpie pe care era și Clara? Mi appare che da. Sì. Beh, continua e dimmi che succede. Continua și spunem ce se întâmplă. Sunt exact în... Deci mă uit în jos și din nou apare Clara, dar este moartă acum. Sto guardando in giù e vedo Clara, ma adesso lei è morta. È morta dove? Sulla pianura morta? Da. Unde pe câmpie è morta? Sì. È stata uccisa anche lei? Sempre Ha fost uccisa sì. Sì. dalle stesse persone? Tutti aceiași uomini? No. No. Per lo stesso motivo è stata castigata? Ma ha fost pedepsita din același motiv? Non do seama. Non mi rendo conto. Ok, lei è lì morta. Dove va quando esce dal corpo? Seguila. Ea este acolo moartă. Unde merge când iese din corp? Urmărește-o.
Nu-i simt sufletul. Non sento la sua anima. Ok. Vai avanti, dimmi cosa succede. Sei in questa pianura, continua. Continuo, ești pe această câmpie? Da, mi apare din nou imaginea mi-a dispărut. Mi apare din nou un'immagine, ma adesso è sparita. Sunt tot pe acea câmpie noaptea și sunt singur. Sono sulla stessa pianura di notte e sono da solo. Va bene, come ti senti? Cum te simți? Neliniștit. Irrequieto. Irrequieto. Va bene. Osserva se ti prepari per una reincarnazione. Observa dacă te pregătești pentru o reîncarnare. Pare că sunt deja încarnat. Sembra che sono già incarnato. In quale vita? In care viață? Voglio dire, sei nella vita di Sammy o in un'altra? Non vreau să spun, ești in viața lui Sammy sau in un'altra? No, in un'altra viață. Un'altra. Bene. Quante vite dovrei vivere prima di arrivare a quella di Sammy? Câte vieți vei mai trăi până să ajungi la cea lui Sammy? Multe, dar nu știu exact să spun. Tante, ma non so esattamente dire quante. Vale. Chi gestisce il tuo ciclo di reincarnazione? Osserva se c'è qualcuno che ogni volta organizza questa reincarnazione. Cine gestionează ciclul de reîncarnări? Observă dacă este cineva care de fiecare dată gestionează reîncarnarea. O ființă cu ochii roșii. Un essere con dei occhi rossi. Un essere rotunzi. Con gli occhi rossi. Che forma? Rotunzi. Che forma? Che forma are ființa? Parcă de bufniță. Come? Un gufo. Un gufo. Sembra un gufo. Come si chiama? Come si chiama? Ok, fa niente. Tu in tutte queste vite ti vedi collegato con questo essere? Tu in tutte queste vieți te vezi legat cu acest conectat cu această ființă? Luigi? Sammy? Semi? Foarte puțin, foarte puțin, foarte puțin. Pochissimo. Ok. Semi, adesso torna al presente. Lascia tutti i ricordi, lascia tutte le altre vite. Acum întoarce-te la prezent. Lasă toate amintirile și toate viețile. Dimmi se con chi ti vedi collegato, con quali esseri ti vedi collegato adesso. Spune-mi cu ce ființe te simți conectat acum. Simt un cordon la buric ca un fel de nu știu cum să spun. Un cordon al livello dell'ombelico. Bene. Con chi sei collegato da questo cordone? Cu cine ești conectat prin acest cordon? Sammy? Facciamo così, Sammy. Mi appare di nuovo Clara. Mi appare di nuovo Clara. Sei collegato con Clara? Ești legat de Clara? Parcă da. Okay. Sembra di sì. Bene, adesso guarda negli occhi Clara. Privește pe Clara în ochi. Da. Bene. Sì. Dimmi se la riconosci. Dimmi se è lei. Spunem dacă o recunoști. Spunem dacă este ea. Ia.
Ea este și... Elei. Elei. Legi il suo DNA e ricostruisci la sua forma. Citește ADN-ul și reconstruiește forma. Un spirit luminos. E un spirito di luce. Il suo DNA è umano. ADN-ul său este uman. Da. Sì. Che vuol dire sì? Mi spieghi come stai vedendo questa molecola di DNA? Ce înseamnă da? Mi explici cum vezi această moleculă de ADN? Îi văd întregul corp, adică spiritul eteric. Vedo tutto il suo corpo, vedo il suo spirito eterico. Con quale forma? Ce formă? Seamănă cu fantoma aceea din film Casper. Assomiglia con quella fantasma dal film con Casper. Ok. Mi dici quali problemi ti ha provocato questa connessione nella tua vita di Sammy? Îmi spui ce probleme ți-a provocat această conexiune în viața ta ca Sammy? Parcă este ceva nerezolvat. Mi sembra che qualcosa è rimasto non risolto. În legătură cu Clara. Nei riguardi di Clara. Sì, sicuramente questo legame significa che c'è qualcosa da risolvere. Cu siguranță această legătură înseamnă că e ceva de rezolvat. Però dimmi, a te quali problemi ti ha provocato questa relazione? Dar spune-mi ție ce probleme ți-a provocat această relație. Ti faccio delle domande, mi rispondi con un sì o con un no. Ți voi pune niște întrebări și îmi răspunzi cu da sau nu. Ti ha provocato difficoltà nei rapporti con le ragazze? Ți-a provocat dificultăți în relațiile cu fetele? Da. Sì. Esattamente cosa faceva Clara quando cercavi di avvicinare, quando cercavi un rapporto con una ragazza? Ce facea mai exact Clara al momento in care tu încercai să construiești o relație cu o fată? Parcă mă învinovățește. Mi dava sensi di colpa. Ti dava sensi di colpa. In qualche maniera Clara ha condizionato le tue amicizie? Clara ti ha condizionato in un fel prieteniile? No. No. Il fatto che tu non abbia amici o non abbia molti amici dipende da questa relazione? Faptul că tu nu ai foarte mulți prieteni are legătură cu această relație? Parcă vrea să mă țină legat de ea. Sembra che mi vuole tenere collegato a lei. Ok. Questa relazione con Clara ti ha provocato insicurezza? Această relație cu Clara ți-a provocat nesiguranță? Nu. No. Ti ha provocato irascibilità? Ți-a provocat irascibilitate? Nu. No. Eccessiva sensibilità? Sensibilitate excesivă? Da, în sensul de vinovăție. Sì, în sensul de sensi di colpa. Sensi di colpa, ok. Ti ha provocato problemi fisici? Ci ha provocato probleme fisiche? No. No. Ok. Ti ha provocato insonnia? Ci ha provocato insonnia? No. No. Beh,
Facciamo prima un'indagine e poi cominciamo a lavorare. Facciamo mai intanto un'investigare e poi vamo începe munca. Adesso vai alla causa esoterica della tua insonnia. Acum mergi la cauza esoterica a insomniei tale. Dove sei? Unde ești? Nu văd nimic acum. Nu vedo niente la adesso. Decât simt starea de neliniște. Ma mi sento irrequieto. Ti senti irrequieto? Osserva il luogo dove sei, guardati intorno. Osservo locul unde ești, privește-te în jur. Întuneric. E buio. Vai avanti fino ad un momento importante. Mergi până la un moment importante. Che succede? Mi appare in continuare câmpia noaptea. Mi appare di nuovo in continuazione quella pianura di notte. Va bene. Sono singur, singur, sono solo. Va bene. Ok. Va bene. Ok, abbiamo già quasi risolto e sto facendo soltanto l'ultima indagine. Proprio am terminato, sono ultimile întrebări. Dimmi se tutti i problemi fisici che mi hai riportato prima sono legati alla relazione con Clara. Spune-mi dacă toate problemele fizice pe care mi le-ai spus mai devreme au legătură cu Clara. No. 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 Riosserva se c'è una causa esoterica a questi problemi fisici o una parte di essi. Observa dacă există vreo cauză esoterică pentru aceste probleme fizice sau pentru o parte dintre ele. Cu siguranță, balonul din burtă, are legătură cu momentul când m-am înecat. Sono sicuro che il palloncino che ho nella ventre, fatto del gonfiore, c'entra con il annegamento. Și faptul că am senzația aceea de necare în gât. E con il fatto che ho quella difficoltà di deglutire. Sì, adesso lo andiamo a vedere. Mo merge sta vedem și asta. Adesso facciamo così. Tu vuoi modificare tutta questa situazione? Tu vrei să modifici această situație în totalitate? Da. Sì. E allora cominciamo prima a fare una pulizia nel corpo emozionale. Vom începe mai întâi cu o curățare a corpului emoțional. Vai al momento in cui stai affogando. Mergi până la momentul în care te înneci. Sunt acolo. Sono lì. Bene. Adesso vai al momento della morte dove sei terrorizzato. Și acum mergi la momentul morții, când ești terorizzat. Da. Sì. Bene. Tutte le emozioni che provi adesso sono produzioni energetiche tue, proprie. Toate emoțiile pe care le simți acum sunt niște producții energetice ale tale, proprii. Queste emozioni, questo stato d'animo può continuare anche dopo la morte fisica. Aceste emoții, această stare de spirit poate să continue și după moartea fizică. E può attrarre esseri che risuonano alla stessa frequenza. Și poate să attragă ființe care rezonează cu aceeași frecvență. Se vuoi puoi eliminare o modificare queste emozioni. Dacă dorești, poți să elimini sau să modifici aceste emoții. Vreau să le elimin. Le voglio eliminare. Prendi tutta la paura e il terrore di quell'annegamento. Vai. Ia toată frica și toată teroarea provocată de acea annecare. Raccogli questa energia tra le tue mani eteriche e poi la butti via per un portale. Adună toate aceste energie cu mâinile tale eterice și apoi aruncă-o printr-un portal. Quando hai fatto me lo dici.
Când ai făcut-o, să-mi spui. Energia a ieșit din burtă și am aruncat-o într-un portal. Energia uscita dal mio addome e l'ho buttata tramite un portale. Beh, adesso hai ancora paura o terrore? Acum încă mai ai frică sau teroare? Un pic. Un po'. Butta via anche questo po' che è rimasto. Aruncă și această energie care a mai rămas. Gata. Finito. Beh. Hai ancora paura o terrore? Mai hai încă frică sau teroare? Nu. No. Beh. Adesso osserva tutti i sensi di colpa che hai accumulato fino a questo momento. Acum observă toate sentimentele de vinovăție pe care le-ai acumulat până în acest moment. Sunt localizate în cap. Sono localizzate nella testa. Beh, raccogli tutte queste colpe, questi sensi di colpa, sono anche queste energie, e le butti via. Adună toate aceste sentimente de vinovăție, sunt și acestea o energie, și aruncă-le. Ies foarte greu. Escono molto difficilmente. Non c'è fretta. Prendile una per una. Nu ne grăbim, ia-le una câte una. E buttali via. Și aruncă-le. Sunt ca niște fire groase. Sono come dei fili grossi. Butta tutte. Reușesc să le scot, da. Però riesco a toglierle. Aspetta un attimo. Aspetta, aspetta. Aspetta un pic. Se vedi dei fili, dobbiamo verificare qualcos'altro. Dacă vezi fire, trebuie să mai verificăm ceva. Osserva se c'è qualcuno o qualcosa collegato a questi fili. Observa dacă este ceva sau cineva conectat cu aceste fire. Seamănă cu niște tuburi. Asumiliano dei tubicini. C'è qualcuno o qualcosa collegato a loro? Este cineva sau ceva conectat cu ele? Mi-apare un reptilian. Mi-apare un reptilian. Bene, osserva se ci sono altri esseri collegati con te. Observa dacă mai sunt și alte ființe conectate cu tine. Nu. No. Beh. E cosa ti provoca? O cosa ti ha provocato questo rettiliano nella tua vita? Ce ți-a provocat acest reptilian pe parcursul vieții? Anxietatea. Ansieta. Neliniște. Nerecuitudine. Irascibilità. Mi descrivi questo rettiliano? Che forma ha? Îmi descrii forma acestui reptilian? Ca un crocodil pe două picioare. Come un crocodilo su due zampe. Cum se cheamă? Cum se numește? Azael? C'è una relazione tra Azael e Clara? E vreo relație între Azael și Clara? De parcă s-a folosit de sentimentul de vinovăție. E come se lui a uzat-o i miei sensi di colpa. I sensi di colpa. C'è una relazione tra Azael e Clara? E vreo relație între Azael și Clara? Nu. No. Vabbè. Ok. Dimmi se questo Azael ti ha provocato in qualche maniera esotericamente questi problemi fisici che mi hai elencato. Spune-mi dacă acest Azael ți-a provocat acele probleme fizice pe care mi le-ai enumerat.
O una parte di essi. Sau o parte dintre acestea. Amezzeline. Giramenti di testa. Vabbè. Allora vediamo poi alla fine quello che va via e quello che non va via. Să vedem acum ce rămâne și ce ți-a provocat și ce nu. Tu vorresti rimanere collegato a questo Azael? Tu dorești să rămâi conectat cu acest Azael? No. No. Perché? De ce? Pentru că simt că legătura cu el îmi face rău. Perché sento che il collegamento con lui mi fa male. Și parcă mi nu știu, mi suge gândurile, energia din cap. Sento come se lui mi assorbe i pensieri o l'energia della testa. Bene, quindi dipende solo da te. Se non vuoi più che stia con te, annulla questa autorizzazione. Depinde totul doar de tine. Dacă nu dorești să mai stea cu tine, atunci anulează această operațiune. Digli che non vuoi più che stia con te e che ritiri tutti i suoi impianti e che vada via. Spune că nu dorești să mai stea cu tine și să-și scoată toate implanturile și să plece. E mi racconti tutto quello che succede. Și îmi povestești tot ce se întâmplă. Se retrage. Va via. Ma aspetta, aspetta. Dimmi se hai ritirato tutti gli impianti. Așteaptă, spune-mi dacă a scos toate implanturile. No. No, No. Devi Non ritirarli vedo. tutti, devi ritirarli tutti. Trebuie să le scoată pe toate. Rămâne cel din burtă. Rimane quello dall'addome. È Però è tutto un tubo. suo? È suo? E al suo? Da. Sì. Lo devi ritirare. Atunci trebuie să-l scoată. Dimmi che succede, cosa fa? Spune-mi ce se întâmplă, ce face. Acesta din burtă parcă e bine rădăcinat. Questo dalla dome sembra che è molto bene radicato. Osserva se è collegata a qualche emozione tua. Observa dacă este conectat la vreo emoție de-a ta. Tot vinovăția. Sempre sensi di colpa. Questi sensi di colpa sono lì nello stomaco? Aceste senzații, emoții de vinovăție sunt la nivelul stomacului. Nu chiar. La nivelul ombilicului. Al livello dell'ombelico. Bene, Puțin devi mai sus. rimuovere questi sensi di colpa dall'ombelico. Trebuie să scoți această vinovăție dalla livello buricului. Iese și pe măsură ce iese o substanță neagră. La tiro fuori e quando la tiro fuori esce anche una sostanza nera. Che cos'è questa sostanza negra? Ce este această substanță neagră? Ca o cerneală. Come quello per scrivere, Inchiostro. o inchiostro, Di chi scusa. è questo inchiostro? A cui este această cerneală? Butta Non do fuori se. tutto, butta fuori tutto. Aruncă totul în afară.
fapt, tu dimmi. Când ai făcut acest lucru, să-mi spui. Fermi. Gata. Finito. Bene. Adesso di a questo essere di portare via questa palla dallo stomaco. Acum spune acestei ființe să scoată acest implant de la stomac. Mi racconti come cosa fa? Îmi povestește ce face. Își retrage tot ce ai de stomac. Ritiră tutto dallo stomaco. A înțeles că nu are voie în corpul meu. Ha capito che non ha più permesso di stare nel mio corpo. Dar vreau să continui la cap. Am senzația că nu este finalizat. Però ho la sensazione che non ha finito ancora a livello della testa. Deve finire tutto. Pare ca o încălcitură de parcă s-au încălcit tuburile. Sembra che i tubi si sono intricati. Si sono che? I tubi si sono intrecciati. Intrecciati. Deve toglierli. Trebuie să le scoată. Ies greu, dar ies. Escono dificilmente, ma sono usciti. Sono usciti tutti? Au ieșit toate? Da. Sì. Beh. Adesso dimmi se rimangono degli impianti in te. Acum spunem dacă au mai rămas implanturi în tine. La stomac. La stomaco. Cosa c'è lì? Ce este acolo? Tot un tub. Un tubo. Di chi è? Al cui este? Tot al lui Azael. Di Azael. Toate provin din aceeași sursă. Tutte hanno la stessa sorsa. Di ad Azel che deve rimuovere tutto. Spune lui Azel che trebuie să scoată totul. Beh, raccontami. Spune. Gata, l'ha scos. Sì, l'ha tirato fuori. Osserva se ci sono altri impianti in te. Osserva dacă mai sunt alte implanturi în tine. În cap parcă a rămas o gaură după acele tuburi. Nella testa sembra che è rimasto come un buco dopo che hanno ritirato quei tubi. Con le tue frequenze riparalo. Repara această zonă cu frecvențele tale. Da, am reparat. Sì. Beh. Fatto. Dimmi se ci sono ancora degli impianti in te. Spune-mi dacă mai sunt implanturi în tine. Simt la inimă. Un dispozitiv ca și cum ar fi ca o bombă cu ceas. Sembra che sento nel cuore che c'è come un dispositivo che assomiglia a una bomba con timer. Di chi è?
Al cui este? Al nimănui, este lăsat acolo. Din nessuno, e lasciato lì. Chi l'ha messo lì? Cine l'ha pus acolo? Tot Azael. Ah, sempre Azael. Deve Dar nu togliere, este legat. Deve togliere tutto. Trebuie să scoată totul. Dimmi che fa. Spune-mi ce face. Îmi spune de parcă acesta ar trebui să-l scot eu. Mi dice che questo lo dovrei tirar fuori io. Lui non ti dice quello che devi fare. Sei nella tua sfera energetica. El nu poate spune ce trebuie tu să faci. Tu ești în sfera ta energetică. Gli ordini le dai tu. Ordinele le dai tu. Da. Sì. Bene, dimmi che succede. Spune-mi ce se întâmplă. Îl scoate. A tira fuori. Ok. Adesso osserva se ci sono altri impianti in te. Observă dacă mai sunt și alte implanturi în tine. Nu. Nu? No. Beh, di Azael di andare via, di uscire definitivamente dal tuo spazio energetico. Spune lui Azael să iasă definitiv din spațiul tău energetic. A ieșit. E uscito. Beh. Adesso dimmi dove è Clara. Acum spune unde este Clara. A rămas pe acel câmp. E rimasta sul quella pianura. Dimmi se ancora è legata a te. Spune-mi dacă încă mai este legată de tine. Nu. No. No. Non sei più legato a lei? Non mai ești conectat cu ea? Nu, dar mi-a rămas imaginea în minte de parcă m-ar fi m-a impresionat acea imagine. No, ma mi è rimasta quella immagine nella mente, sono rimasto impresso da quella immagine. Dimmi esattamente quando si è staccata. Spune-mi cu exactitate când s-a desprins. Era legătura aceea din ombilic. Era quel collegamento con l'ombilico. Sì, quando si è staccata, in quale momento della sessione? Când, în care moment al sesiunii s-a desprins? Momentul în care am cerut scoaterea implanturilor și a ieșit implantul din buric. În momentul când ho chiesto la rimozione dei impianti è uscito l'impianto dall'ombelico. Ah, quindi lei era collegata con te attraverso un impianto? Da, da, da. Deci era conectată cu tine prin intermediul implantului, sì. Da. Va bene. Adesso dimmi se ci sono altri esseri collegati con te. Acum spunem dacă mai sunt și alte ființe conectate cu tine. No. No. Bene, adesso con queste nuove condizioni esoteriche osserva il tuo futuro. Dimmi come vedi i tuoi problemi fisici. Acum cu aceste noi condiții observă-ți viitorul și spunem cum vezi problemele tale fizice. Din ce în ce mai bine. Mă simt mai ușor. Sono sempre meglio, mi sento più tranquillo. Osserva se sei irascibile. Osserva dacă ești irascibil. No. No. Osserva se sei insicuro. Osserva dacă ești nesigur. No. No. Osserva se ti vedi ipersensibile. Observa dacă te mai vezi ipersensibil.
Un pic, dar se ameliorează în timp. Un po', ma si migliora nel tempo. Osserva se avrai problemi nella deglutizione. Osserva dacă vei mai avea probleme cu deglutizia. Nu, dar tot așa după un timp. No, ma ci volerà un po' di tempo. Am mai rămas ca o consecință, dar va dispărea. È rimasto come una conseguenza, ma sparirà. Osserva se avrai attacchi di panico. Osserva dacă vei mai avea attacchi di panico. No. No. Insonnia. Insomnia. No. No. Osserva se c'era una causa esoterica alla tua infezione al colon. Observa dacă era vreo cauză ezoterică pentru infecția ta la colon. Tot din acele implanturi pe care le-am scos. Gli impianti che li abbiamo tolti. Ok, ti senti pronto per rientrare al presente? Te simți pregătit să te reîntorci la prezent? Da. Sì. Disconnetti da tutto, da tutti, perché rientriamo. Deconectează-te de tot și toate pentru că reintrăm. Adesso conto da 1 a 3. Acum număr de la 1 la 3. A 3, apri gli occhi e sei al presente da dove ti sto parlando. La 3, deschizi ochii și ești în prezent, aici de unde îți vorbesc. 1. 1. Il tuo corpo comincia a risvegliarsi. Corpul tău începe să se trezească. Senti il tuo corpo che si alleggerisce e che riprende la sua forza. Simți cum corpul tău este din ce în ce mai ușor și își recapătă forța. 2. 2. Senti una sensazione di benessere in tutto il corpo. Simți o senzație de bunăstare în întreg corpul. Ti senti leggero, rilassato e tranquillo. Te simți ușor, relaxat și liniștit. E 3. Apri gli occhi. 3. Deschide ochii. Come Come ti senti, Sammy? Destul te simți? de bine, mult mai bine. Abbastanza bene, molto bene. Rispetto, Relaxato. Rilassato. differenze fisiche e spirituali prima e post sessione. Differenze a livello fisico o spirituale, durante e dopo sessione? Mai ușor, mai ușor. Mi sento più... Non so cosa con questa parola. Rilassato, No. rilassato. Vai. L'hai detto anche te. Adică È o stare possibile. de bine, o stare de bine și leggerezza. Leggerezza, volevi Leggerezza. dire. Vabbè, Sammy, Leggerezza. tu traduci quello che dice Cleo, eh? Facciamo Facciamo prima. più prima. Va bene. Mi sono bloccata su questa parola anche prima. Da. Niente, adesso bisogna metabolizzare anche sul piano fisico la sessione, ma non c'è più niente. Acum trebuie să metabolizezi și în plan fizic sesiunea, dar în rest nu mai e nimic. Da. Faccio sapere se vuoi che si pubblichi la tua sessione. Să ne spui dacă dorești să publici sesiunea ta. Da. Ok. Cu față, deci fără fața acoperită, nu? Deci cu fața la vedere. Da. Ok. Faccia Con il scoperta? viso. Sì. Ah, che bene. Bueno, ok. Ok, rimani in linea, allora. Ciao. Saremo in linea, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.